trebuie noi să mai credem că Hollywoodul e departe. Concetățenii noștri reușesc să ajungă și acolo. De exemplu, Ruxanda Calistru este o moldoveancă cu ambiție de fer pentru a ajunge la Hollywood. De când locuiește în America, tânăra participă la diverse concursuri de frumusețe. Recent a reprezentat cu succes țara noastră la concursul Queen of the Universe 2014. Acolo a fost remarcată de Jennifer Lopez și de actorul Will Smith, care au încurajat-o să lupte mai departe pentru visul ei. Iar în această dimineață este alături de noi. Bună dimineața și bine ai venit, Ruxanda! Bună dimineața! Ai venit de la Hollywood, aici, în mica ta țară în care te-ai născut? Da, dar vreau să spun că mai prețios ca țara unde am început totul și de fapt am fost educată, în domeniul în care activez și acolo, nu este. Mai prețios ca aici nu este. Haideți să le explicăm și celor de acasă cu ce se ocupă frumoasa noastră cu păr blond, care, iată, cucerește Hollywoodul. Ești model, dansatoare, interpretă, le faci pe toate. Da, am un program, să spun așa, și un orar destul de riguros, dar pentru că este o pasiune, le reușesc. Cum ai reușit să ajungi la acest concurs Queen of the Universe? Pentru că probabil toate fetele acum din Moldova se întreabă de ce eu nu am știut de acest concurs și eu vreau să fiu regina Universului. Am fost la un casting și, sinceră să fiu, nu m-am așteptat, pentru că erau câteva fete din Republica Moldova care au participat și acest concurs este destul de nou. Din alte țări au fost participante alte fete care au trecut printr-o preselecție națională în țara lor natală, dar din Republica Moldova probabil nu se știe, dar eu sper să se facă o preselecție națională, pentru că acest concurs are foarte multe posibilități. După concurs am fost invitată la foarte multe show-uri, fashion show-uri, și oportunități nu numai în plan de modeling, și ca dansatoare și ca interpretă, adică. Și am făcut cunoștință cu lume, cu nume, pentru că acolo, în afară de Jennifer Lopez și Will Smith, a fost invitat Tom Jones, unul din băieții de la formația NSYNC. Adică a fost o șansă, o oportunitate unică, care nu puteam să mă aștept, sinceră să fiu. Și cum sunt vedetele? Sunt exact așa cum le vedem la TV sau sunt cu picioarele pe pământ? Sunt foarte modești. Am fost plăcut surprinsă, sunt modești pentru că știu valoarea și nu are sens să fii cu stelele așa, știi, sus. Draga mea, vreau în aceste clipe să ne demonstrez și nouă, celor rămași de acasă, ce am pierdut, o valoare care, iată, vrea să strălucească pe cerul de la Hollywood. Dragă Ruxanda, te invităm să ne cânti în această dimineață la deșteptarea, o vedeți pe cea care o să cucerească pe bună dreptate Hollywoodul, ea cu frumusețea ei și cu o piesă deosebită, Take the Beauty of Your Life. Of your life, everything will come in.
time. Don't let her pass by. So fight and try. Take the beauty of your life. Everything will come in time. Don't let her pass by. So minte acest număr, Ruxanda Calistru, este moldoveanca, ea a cucerit Hollywoodul la un concurs de frumusețe. Urmează colaborări cu unii dintre cei mai renumiți producători de la Hollywood. Deci stați și urmăriți-le pe noi, pentru că noi vă aducem știrile cu oamenii noștri care reușesc peste hotare. Îți mulțumim foarte mult, Ruxanda, pentru faptul că ai venit la noi.